Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea generală pentru ianuarie. Vor veni și celelalte pe zodii și voi face și pentru 2022. Vă mulțumesc în primul rând pentru toate urările de sănătate pe care mi le-ați transmis și urările de bine, de la mulți ani, de Crăciun fericit. Aș fi vrut să vă urez față în față, dar starea mea nu este tocmai cea mai grozavă. Acum este un moment de relax, să zic. Și m-am gândit să revin alături de voi, pentru că și mie mi-e dor de voi. Mi-ați fost o serie dintre voi, un număr destul de mare dintre voi. Mi-ați fost alături de la început și momentele în care tot mai aveam probleme de sănătate. Ați rămas fidele acestui canal și vă mulțumesc și vă sunt și eu recunoscătoare și încerc să vin la timp, cât de cât, chiar dacă mai întârzi un pic pe aici pe acolo. Dragii mei, aș vrea anul care vine să fie un an minunat, dar despre asta o să mai vorbim. Minunăția, pe de-o parte, nu facem și noi, prin alegerile pe care le facem zilnic, prin acțiunile, gândurile și emoțiile noastre și deschiderea către energia divină, deschiderea să vedem, da, deschiderea întregii noastre ființe să vedem miracolele din jurul nostru. Că degeaba e minunăție în jur dacă nu vedem, nu? De ce vorbesc eu, mă includ, nu știu, poate că și eu de multe ori, deși în general văd frumosul și acolo unde alții nu-l văd, dar probabil că uneori voi fi avut și eu ochii închiși la anumite miracole, la anumite manifestări ale iubirii în jurul meu. În fine, dragii mei, vă doresc la mulți ani și haide să vedem ce aveți de, eu știu, manifestat în ianuarie 2022 deja. 1, 2 și 3. Vă alegeți, vă puneți pauză, eu o să pun cărțile deoparte și îmi continui etalarea. Deci am zis că acesta... Nu continui etalarea. Știți cum e etalarea la alegere pentru ianuarie și apoi pe zodii. Lucrurile trebuie rearanjate după cum vedeți ceva. S-a mișcat, s-a ondulat acest suport, să zic, textil. Dar le aranjați cu răbdare și cu grijă în timp ce am amestecat cărțile. Vai ce m-a provocat acest valet de cupe. Pentru cine o fi, a trebuit să a sărit jos și mi-este foarte, foarte greu să mă aplec. Dar cu chiu, cu vai, cu... Poate m-ar fi ajutat și îngerii. În fine, am reușit să-l iau și să vi-l pun pe masă, domnilor și doamnelor și domnișoarelor. Trebuia invers. Valetul de cupe. Cineva probabil vrea să exprime dragostea sau scuze pentru unii dintre voi. La capătul setului de cărți, ce aveți? 5 de spade? Invidii? Dacă cineva își dorește să exprime dragostea pe care o simte pentru voi, să știți că această dragoste, aceste emoții, aceste sentimente pure, cu un grad de inocență destul de mare, aceste sentimente și emoții nasc invidii în jurul lor și al vostru. Dar orice invidie și orice joc mental, că 5 de spade pentru mine înseamnă și jocuri mentale și cuvinte grele, toate se pot lăsa în urmă. 5 și 6, dar le puteți lăsa în urmă în momentul în care primiți această cupă. Și lăsându-le în urmă puteți manifesta stabilitate. Unii dintre voi sau dintre cei care vor să exprime acele emoții au de lăsat în urmă un sentiment de stabilitate care nu e nicio problemă cu stabilitatea, dar atât timp cât este prea axată pe material devine excesivă și atunci trebuie să lase în urmă acea regină de monede, da? Poate o mamă excesiv de materialistă sau o soție tot așa posesivă și axată pe bani și pe câștiguri financiare, ca să vină înspre
voi și să manifestați, să exprimați ceea ce este nevoie să exprimăm zilnic, emoțiile. Știți, când ești bolnav, nu știu cum faceți voi, dar bine, eu în general meditez. Nu e doar momentul de suferință în care meditez și mă rog mai mult. Dar decât să mă văicăresc, prefer să mă gândesc de ce mi s-a întâmplat și ce am făcut eu bun până în ultima clipă și să se întâmple acel moment. Și mă bucur că înainte să mi se întâmple situația prin care sunt acum, ultima întâlnire cu mama mea, de exemplu, că tot am vorbit de mama, s-a finalizat cu un pupic, cu o îmbrățișare. Deci nu regret orice ar fi, nu regret, știu că am împărtășit emoțiile și sentimentele. Și acum eu știu pentru cine o fi acest mesaj, o fi pentru cineva. Oriunde am fi și în orice situație, să știm că am exprimat ce am avut de exprimat. Ianuarie, cei care ați ales numărul 1, aș vrea să fac un pic altfel. Da, situația de comunicare, comunicare verbală, central. E a doua oară când apare un valet, da? Provocarea la nivel personal, opa, mama, soția sau dragostea, iertarea, variază, o să clarific, pe foarte scurt, da? În trecut, doi de spade. S-a tăcut tocmai ca să se ia o decizie. Eu cred că nu prea ați vorbit în ultima vreme. Posibil, cine va veni? Aici este, ori ei doresc să manifeste această dragoste, această generozitate sentimentală și voi s-ar putea să fiți tăioși, ori provocarea, întârzierea acestei decizii și acestei exprimări ține de iertare și de manifestarea într-un anume fel a unei femei în viața voastră sau a lor. O femeie importantă, deci în trecut. O să clarific. Acesta ar fi prezentul, viitorul apropiat. Iar comunicare, într-un mod neașteptat. Cavalerul de spade, valetul și cavalerul de spade. Doi de spade. Aveți marcaj foarte mare în... De ce zic balanță? Pentru că este împărăteasa și e Venus, nu înseamnă că toate balanțele sunt împărătese. Stați calmi, chiar dacă sunteți frumoși, balanțele care ascultă, nu toți reprezentați această energie, dar posibil marcaș puternic pe balanță sau alte semne de aer, gemeni, vărsător, dar poate fi oricine. Oricine, această împărăteasă, evident că orice zodie are dreptul să manifeste această împărăteasă. Trecut, prezent, viitor. Sfatul. Vreau să zic ops. Și uitându-mă la carte, la 8. A ieșit 8. 8 de băte. Sfatul este să mergeți mai departe. În ce sens? Să comunicați. Dacă cineva vine să comunice, comunicați. Aici este și creșteți. Că 8 de băte crește, manifestă evoluție. În orice situație se află și Venus reprezintă abundență și abundența nu se poate manifesta, evident, decât dacă s-a sădit ceva și dacă a evoluat acea sămânță. Exterior, ia uite, vrea să revină, valetul de cupe. Posibil să aveți doi mesageri, două vești, cel puțin două vești, pentru că aveți de ales. E trecut, într-adevăr, doi de spade, dar poate încă să vibreze în prezent. Și aici este provocarea. Pe cine alegeți? Persoana mai directă, mai tăioasă sau persoana mai blândă? E o provocare. Pentru unii, repet, în manifestarea acestei abundențe și a evoluției relației dintre voi și cineva, în manifestarea acestei situații, o mamă și un copil ar putea să fie în calea manifestării unei situații prin care treceți. Dar haideți să vedem. Ce am zis că fac mai scurt. Blocajele. Nu, blocajele le-am făcut. E provocare.
ce vă doriți. 9 de cupe. Vă doriți 9 de cupe și o să vină o cupă. Dar vă doriți dragoste față de voi înșivă și aici este. Dacă ajungeți la 9 de cupe, puteți să manifestați și împărăteasa, da? Iertare, generozitate, iubire, noblețe. Deci, ideea e să nu fiți tăioși, voi sau altcineva. Da, acum vorbesc totuși despre voi, cei care ați ales. Ce reușiți să faceți? Iar alegeri, că tot începem cu doi, ați început, da? Începem anul 2022 cu acest moment important, da? În care vă faceți planuri. Ce fac? Pe cine aleg? Aleg expansiunea? Aleg dragostea de mine, de sine? Că asta vă doriți 9 de cupe, da? Creșterea, abundență? Sau să stau tot timpul cu sabia în mână, să dau replica și să răspund celor care probabil au stat în calea manifestării acelui 9 de cupe, acelei iubiri de sine, satisfacție. Poate că unii dintre voi vă doriți o persoană care vă este foarte dragă, 9 de cupe, poate să fie o persoană față de care simțiți multe emoții, posibil și ei simt emoții față de voi, și vă simțiți parte din destinul unuia și celuilalt. Și atunci, am spus eu, de la început, există și niște invidii. Posibil acest cavaler de spade la un moment dat să fie un personaj invidios, da? Dacă vă întâlniți cu... Eu așa văd. Că aveți în această poveste cel puțin două persoane, da? Dacă nu mai apare o mamă, un copil din viața unui altuia. Dar cel puțin două persoane pe care trebuie să le alegeți. Ideea este că a început alegerea de pe la sfârșitul anului 2021, da? Și se va continua în 2022. Ați început cu un 2 și un 2, da? 22. Interesant. Și 1-1, nu? La capătul setului de cărți. O, ce frumos! Soarele! Soarele și luna! Și vindecare, și înțelegere, și calmare. Da, vreți... O, ce frumos! Vedeți și voi asul de cupe și asul de monede. În primul și în primul rând vreți să vindecați copilul interior, apropo. E mai complex subiectul, dar pentru cei care îl știu, îl știu. Trebuie să vindecați copilul interior pentru că din cauza acestui copil interior încă nevindecat, unii posibil aveți tendința să blocați dragostea. Aici e provocare. Să dați replica, să fiți neîncrezător. Unor valetul de spade este neîncrezător. Uitați cum are spada ridicată în fața iubirii. Și spada nu înseamnă musai cuvânt, poate să fie și un gând. Da? Că această energie este a voastră sau este a altei persoane, veți descoperi pe parcurs. Evident că nu puteți să vă dați seama chiar de tot, da? Chiar de tot, în timpul etalării, pentru că sunt mesaje pe care le veți descoperi în momentul în care le veți trăi. Însă, vedeți? Aici este. Exterior este valetul de cupe, interior, adică voi, starea voastră actuală, este valetul de spade. Repet, ori o altă persoană cu care mai comunicați și care ar putea să devină, unul dintre cele două persoane ar putea să devină geloasă pe cealaltă persoană care apare în viața voastră, ori este starea voastră mentală, pregătită să spună cu tare, cu tare, cu tare. Da. Hai clarificăm totuși valetul de spade. Totuși, soarele ăla spune că ceva frumos se va manifesta. Doar că trebuie să-i dați șansă. Aici este provocarea. Dați-i șansă. Nu întâmpinați oportunitatea cu un gând de neîncredere. Gândul de neîncredere poate să fie suficient ca să blocheze sau să întârzie creșterea. Sunt multe cărți aici. Valetul de spade, te rog. În
Îndrăgostiți, am zis de alegeri și iar vorbim despre vibrația anului 2022. Sunteți îndrăgostiți poate un gemeni, poate cineva cu marcaș puternic în gemeni în sufletul vostru și chiar dacă nu-i gemeni, sunteți în sufletul vostru, sunteți puși să decideți între o persoană și cealaltă, între sinele vostru și dragostea, între dragostea față de voi și dragostea de cuplu. Între o dragoste care stă pe loc și o dragoste care vă extinde universul. O dragoste care vă dă stabilitate și una care pare instabilă, dar, repet, vă deschide noi oportunități. Puteți construi îndepărtare ceva mult mai stabil și mai rezistent decât ce construiți în acest moment, da? Ia uite, alt valet. Mai, veți fi... Da, cineva vrea să vă scoată, ori voi sunteți supărați din cauza unui personaj poate prea controlat, poate prea autoritar, posibil și situații la locuri de muncă care se dărâmă cu trăsnetul. Și dacă voi sunteți aici supărați, vine cineva și vă oferă ceva. O șansă. Cât de mică e? Aici este. Aveți deschidere. Aveți deschidere. Hai totuși să vedem subiectul general. Ar fi trebuit asta să o iau de la început. Scuzați, sunt copii pe scara blocului. Cei care stați la bloc știți cum e. Energia generală. Trebuia de la început să o iau, da? Energia generală. Deci reușiți, să zicem, în ianuarie, să vă pregătiți pentru februarie, pentru coming apart. Vă separați de cineva. Și alegeți creșterea personală, eu așa simt. 4 și cu 6, 10. 4 înseamnă stabilitatea aceea. Este un număr foarte fix. Uneori e bun, e necesar, dar prea multă... Mie mi se pare un număr încăpățânat. Încăpățânat în material și în 4 de în energia pământeană. Trebuie să-ți schimbați înspre 6. 6 este vibrația anului acesta. După cum vedeți, a apărut 6. 6 se împarte la 2 și la 3. La cele două persoane, eu, tu. Eu, sinele meu interior și exterior, sau eu, varianta masculină, varianta feminină, da? Energia, nu varianta. Eu. În relație cu divinitatea. Care divinitate e reprezentată de 3, da? În fine, sunt multe, dar 4 și cu 6 se reduce la 1. Asta înseamnă că separându-vă de cineva, puteți să o luați de la 0 de la 1. Probabil că aici este momentul 0 în care se aleg, se așează lucrurile. Aveți multiple, infinite, infinite direcții. Vai și ce film am văzut de curând, că tot am fost mai la pat. O să vă povestesc cât de curând despre acel film și vi-l recomand. Da, trebuie să alegeți o cale. Ah, ce frumos, excepțional! Vă separați de cineva? Coming apart și come together. Vă separați de cineva și asta este. Și vă apropiați de altcineva care vă transformă viața. Vă dă putere, aveți putere numărul 44. Aici este. Trebuie să vă regăsiți puterea după acea separare. Să vă regăsiți universul. Sau energia să vă creați voi un nou univers. Vai ce frumos! Ia uitați unde... Da! Sunteți într-o stare de tristețe, doi de spate, da? De tristețe, de gânduri. Unii dintre voi, da? 45, 46. Dar ce urmează se schimbă energia. Magical Map Shifter. Ce frumos! Trebuie să schimbați direcția, dragii mei, și să dați șansa cuiva. Hai să vedem totuși de ce simt nevoia să clarific valetul de cupe. Clarificăm valetul de cupe odată, de două ori. Posibil vine cineva de la distanță, voi trebuie să mergeți,
Sunteți chemați într-o călătorie. Da. Vedeți și voi cum veți alege, pentru că alegerile sunt ale voastre, nu ale noastre. Valetul de cupe a fost clarificat de 7 de spade și 0. Posibil acest personaj a fugit de voi, dar acum își dorește să o ia de la 0 și atunci își cere scuze. După cum vedeți și 0 și nebunul, vreau să zic, că tot am vorbit de 0. Și nebunul și valetul de cupe oferă ceva. Ei, nu știu dacă, posibil vor veni și cu flori. Cine își cere scuze, în general, vine și cu flori. Dar în mână au și sămânța despre care am vorbit și cupa, adică emoțiile cu care pot să crească. Altfel, degeaba e sămânță, dar dacă nu ai apă, să hrănești acea sămânță și să manifeste abundență în viitor, da, împărăteasă. Sper că înțelegeți printre cuvinte ceea ce se transmite. Hai să mai vedem. Clarificăm și doi de bâte. O dată, de două ori, de trei ori. Aici, trebuie să renunțați, 10 de spade. Să vă ridicați din pat, din suferință, din trădare, vă separați de cei care v-au trădat și alegeți o nouă direcție. Și acea nouă direcție vă va aduce abundență, iau-te, separare, o decupe. Mergeți către nou, transformare, moarte și renaștere. Și aici este o regină de bâte, o persoană pătimașă și un rege de bâte. Da, poate a fost o relație bazată pe poftă trupească, pe ambiție, pe dar și pe ego mult. Și atunci, din cauza acestor exprimări nesănătoase ale unui foc necontrolat, s-a manifestat durerea, trădarea, suferința, care a trebuit transformată. Că vă separați în semn de foc. Vă știți, nu e obligatoriu. Văd și foc și apă și toate semnele am văzut. Da? Ideea e de cum se manifestă un om. Da? Când vedem bâte, nu ne gândim musai la semne de foc, cât la manifestarea persoanei. Da? Cum își folosește spiritul și energia vitală. În bine sau în rău. Dar dacă între cei doi a fost acest trei de spade, dezamăgire, suferință, este, cred, din cauza egoului și ambițiilor. Sfatul este, ia uitați, fii real, fiți real. Și în opoziție cu leul este vărsătorul. Probabil că veți simți lucrurile mai mult când va fi lună, o anumită lună, un anumit moment, neapărat o anumită lună, un anumit moment în vărsător. Atunci veți simți nevoia să fiți reali și să alegeți. Da, pentru că, de fapt, vărsătorul începe de la jumătatea lui ianuarie, nu? Cam așa. Ia uitați ce frumos și la capătul setului de cărți. Pășiți în spre puterea voastră, în puternicirea voastră. Da, ce diferență între valet și împărăteasă. Aici poate să fie și provocarea voastră. În preajma cuiva să fiți doar valeți și în preajma altei persoane să fiți femeia divină, bărbatul divin. Ce frumos, da? Pentru că numai în preajma sufletelor, abia aștept să vă recomand filmul pe care l-am văzut, numai în preajma sufletului pereche sau a flăcării gemene, putem să manifestăm varianta noastră cea mai bună, cea mai înaltă, da? Frumos! Sper că v-a plăcut și vouă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne vedem la următoarele etalări. Să pun cărțile deoparte. Și evident, la mulți ani pentru anul acesta, care se pregătește să... Anul acesta, pentru anul 2022, care se pregătește să vină. Acum știu că am făcut o etalare, tocmai că lumea se pregătește de petreceri. Cine petrece, o știți? Dar cine ascultă, ascultă. Vă pup, vă doresc numai bine. Ciao, ciao. Distracție plăcută. Acum, dragii mei, hai să vedem numărul 2. Ce carte... Care ați ales aceste de cărți? Ce carte a vrut să apară? Nu în poziția asta. Am pus și eu setul de cărți greșit. În poziția asta. A venit 10 de spade. 10 de spade care reprezintă
dragii, dragii mei, reprezintă un moment critic. Un moment cam cel în care sunt eu acum, în care vă simțiți trădați, vă simțiți atacați, ar trebui să vă ridicați, să vă ridicați și să renașteți. Pentru că este un 1 și un 0, un nou ciclu. Un nou ciclu în care puteți crea o nouă lume. La capătul setului de cărți ce-a mai apărut? 10 de monede. 10 de monede, 5 de monede și magicianul. Pentru mine aceste cărți arată, împreună cu cea care a venit, arată că v-a simțit singuri acasă și vreți să manifestați ceva nou. Acum, iar de ce v-a simțit singuri acasă? Pentru că sunteți lângă o persoană manipulatoare care v-a trădat, da? V-a creat impresia unei abundențe sau v-a vorbit eventual despre stabilitate financiară, despre tradiții, dar de fapt v-a promis eventual marea apusarea și de fapt v-a lăsat în singurătate, v-a abandonat când v-a fost mai greu. Și atunci, dacă v-a abandonat când a fost mai greu, acele 10 de monede se poate manifesta cu altcineva sau puteți să manifestați pur și simplu singurei. Singurei, nu mai așteptați la promisiunile altora. Dar, hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Pentru ianuarie. Să pun blițul? Ia, e mai bine așa? Ia uite, se pare că e mai interesant. Aș vrea înainte să pun cărțile, să aleg energia generală pentru ianuarie 2022 deja. Pentru numărul 2, energia generală. Ok. Situații neprevăzute, seamănă un nou de spade. Stone Fields. Dar nu știu de ce. Imaginea sugerează, da. Iar mi-aduc aminte de filmul pe care l-am văzut ultima oară. O să vedem ce vin. Ce cărți vin. Vedeți voi? O să vedem. Nu, încă nu pot să zic că nimic legat de această energie generală. Vai, ce frumos! Dar pot să zic despre aceasta care reprezintă metamorfoză, da? Transformare, moarte și renaștere. 5 cu 2, 25 poate înseamnă ceva pentru voi, înseamnă 7. 7 este pe de-o parte și numărul lui Saturn, lecții spirituale care vă transformă, dar după cum arată cărțile? Vă întâlniți cu cineva? Sau colaborarea, prietenia, dragostea pentru cineva vă ajută să vă transformați. Ce mai arată aici în spate? Rescue. Eu cred că veți fi salvați într-un formă sau alta de situațiile acestea foarte intense prin care transformatoare, da? Prin care veți trece. Hai să vedem, să te încărți. Ia uite, steaua. Steaua înseamnă vindecare, înseamnă și într-un fel sau altul salvarea despre care am vorbit. Cineva vă arată drumul, lumina în întuneric. Vedem exact ce ar putea să însemne acest stol. Deci un prezent extraordinar cum au venit cărțile. Ați văzut mai devreme? Vă simțiți singuri, abandonați, cu probleme de sănătate, poate, sau că nu vă înțelege nimeni, sau că aveți pe lângă voi victime, sau pe lângă voi aveți narcisiști, sau. Provocarea e extraordinară. 10 de monede. Provocarea este să vă găsiți stabilitatea, dar probabil că în altă parte vă veți găsi, sau dacă nu în altă parte, Trebuie transformată situația. 8 de spade. Astea sunt gândurile voastre care vă învole nouă. Am zis că Stonefields mi-aduce aminte de 9 de spade. Nu știu de ce. Sau de un cavaler de spade.
de vești neplăcute, dar vedeți voi, e doar perspectiva. Doar perspectiva, dar hai să vedem, nu doar perspectiva, ce mai este? Este un program mental. Vă simțiți legați, vă simțiți legați de ceva. Și aici este provocarea, cum vă dezlegați, cum manifestați acest sentiment de stabilitate, de satisfacție. Poate că aveți probleme financiare unii dintre voi, dacă nu sunt financiare, vă simțiți singuri, departe de cineva drag, la care vă gândiți obsedant. Ați vrea să fiți căsătoriți, ați vrea să aveți o casă cu ei, dar se dărâmă acele vise. Ia uite în prezent, regele de spade, rațiunea, logica și adevărul trebuie să se manifeste aici. Trebuie să vă deslegați singuri. Trebuie să vă deslegați singuri, vedeți? Ce diferență. Puteți să fiți voi doi, scuzați-mă, poate și din cauza că sunt un pic ruiată de manelele care s-au pus pe la vecini. Dar vreau să spun, voi în diferite manifestări, într-o realitate sau în altă realitate, într-o realitate care ține de trecut, 8 de spade, și într-o realitate care ține de viitor, regele de spade, aici este, aveți capacitatea mentală și energetică să vă eliberați de aceste programe mentale, de acest blocaj, aceste sentimente, senzații, gânduri de singurătate, de nereușită, de eșec. Voi puteți să vă creați succesul. Aici este regele de spade. Este un tip super inteligent. Acum, poate nu o să fi toți genii la matematică, da? Dar asta nu înseamnă că n-aveți un soi de inteligență suficientă cât să vă atragă 10 de bâte și să vă scoată din 5 de bâte, care înseamnă sărăcie, probleme sentimentale, financiare. Dacă aveți probleme de sănătate, mergeți la un doctor. Sfatul, valetul de cupe. Comunicați cu oameni care vă hrănesc sufletul, da? Poate că voi trebuie să oferiți, să exprimați ceea ce simțiți. Dacă vă simțiți așa rău din cauza că nu sunteți lângă cineva, exprimați că regele de spade exprimă adevărul, dar alături de valetul de cupe exprimă adevărul într-un fel blând. Poate nu o să facă musai poezie, deși au fost matematicieni care au făcut poezie, da? Ion Barbu a fost matematician, din câte mi-aduc aminte. Și nu doar. Dar deschideți-vă sufletul față de cineva. Sfatul, da? Exterior. 7 de bâte. Dacă aveți în preajmă oameni care vă blochează într-o formă sau alta, blocați și voi, puneți-i la punct. Creați granițe personale ca să puteți să creșteți, să puteți manifesta valetul de cupe, regele de spade și 10 de bâte. De monede. Ce zic eu, bâte? Monede. Zic bâte probabil pentru că este o situație epuizantă pentru voi. Ce vă doriți? Iau! N-a mai apărut? Când apar cărțile de 2 ori, e clar că ceva trebuie. Încheiat. Acum îmi dau seama că aveți probleme acasă. Unii, chiar discuții mari, poate că pentru unii, dacă a fost ploaie, a fost furtună, v-a fost afectată casa, da, acoperișul, plouă în casă, ceva se întâmplă. Și asta arată că, de fapt, casa, am citit niște cărți foarte interesante la un moment dat, acum vreo 10-15 ani, despre casă, că doar am studiat designul de interior. Și îl studiam și din punct de vedere psihologic și psihanalitic. Casa reprezintă sufletul, dragii mei. Și dacă sunt probleme în casă, înseamnă că în sufletul vostru, eventual sufletul familiei tradiționale, este o problemă. Că poate nu sunt problemele din cauza voastră toate, cu siguranță sunt și din cauza lor. Dar văd aici spade, probleme. E o gândire, o programare negativă acolo, acasă, în casa în care v-ați născut. Dar, repet,
Dacă încheiați acest ciclu cu 10 de spade, că și voi vă doriți, puteți să vă creați o nouă casă. Acest 10 de monede poate să fie o nouă casă, în alt format. Și eu vă zic, și din experiență, că oamenii nu se schimbă decât dacă vor. Dacă noi încercăm să-i schimbăm, nu o să reușim. Și atunci căutăm, în altă parte, tărâmuri mai calde, mai primitoare. Acolo este un câmp, este un, bine, un câmp, este un pământ neprietenos. Interesant, de ce mi-aduc aminte, poate cartea aceea, dacă aș citit-o, să fie ceva, un mesaj în La răscruce de vânturi. Bine, ce vă doriți? Poate că voi și voi sunteți la răscruce de drumuri. Uf. Ce vă doriți, am zis, de fapt, ce veți reuși, de fapt, am vrut să zic. Ce veți reuși să faceți. Aici este greu pentru voi. Este greu pentru că țineți foarte mult la aceste lucruri, dar... Dacă lăsați pe cineva în urmă, da, vor plânge. Cinci de cupe poate să vă reprezinte și pe voi plângând după trecut. Dar, dragii mei, uitați-vă la carte ce arată, nu mă pot întinde, da? În spate aveți doi de cupe, aveți un alt suflet, un prieten de suflet, o prietenă. Poate să fie și un viitor iubit, iubită, rămâne de văzut. Nu vorbim doar de iubiri, eu știu de care, da? O să fie și prietenii. Colaborări. Aveți încă o cupă care vă așteaptă. E deschisă să vă asculte, să vă primească. Și cu care să construiți acele 10 de monede. Poate să fie și job. Să trebuiască să lăsați un job pentru altul și să începeți o colaborare, poate. Dar este foarte necesar în situația prin care trece să vă deschide sufletul, pentru că acesta este sfatul. Să comunicați ce aveți pe suflet. Pentru că dacă veți comunica, apare și acea a doua cupă care e în spatele vostru. Dar, dragii mei, nu comunicați. Cum să fac să nu? Nu comunicați cu cei care v-au lăsat în frig, da? V-au abandonat când v-a fost mai greu, v-au programat să nu aveți încredere, să trebuiască tot timpul să fiți în defensivă sau în ofensivă, variază, da? Nu cu ei, cu cele trei cupe, trebuie să comunicați, nu acolo trebuie să priviți, ci în spate. De fapt, nu în spate, în viitor. În viitor. Aici este metamorfoza prin care trebuie să treceți. Rescue, interesant. Light. Visați poate unii dintre voi la cineva care vă poate salva, vă poate vindeca. Dar uneori nu e suficient, e important și visul, dar nu e suficient doar să visați. Trebuie să intrați în acțiune. Regele de spade, un bun strateg. Ia uite, la capătul setului de cărți, magicianul și asul de spade. Marele preot și îndrăgostiții. Puteți să manifestați o victorie, adevărul, relații stabile, relații sacre, dacă comunicați emoțional, un pic mai deschis, unii dintre voi. Este sfatul, nu uitați că valetul de cupe reprezintă sfatul. Și șapte de bâte reprezintă influența exterioară. Poate că ei, eu știu cine, din mediul vostru, vă atacă, dar, repet, este și o lecție. Cine vă atacă, vă învață să vă și apărați, așa că nu trebuie să-i punem tot timpul la, să-i acuzăm. Au, artificii, da. Cei care ne fac să sufere într-un fel sau altul sunt profesorii noștri. E neplăcut, Saturn. E neplăcut, dar e necesar uneori.
Trebuie să manifestați ceva nou. Hai să vedem. Să manifestați adevărul, să exprimați, dragii mei. Să aveți încredere în Dumnezeu. Să aveți încredere în suflete armonioase și în echilibru vostru interior. Îndrăgostiți înseamnă și echilibru interior. Să vă descoperiți credința. Hai să vedem sfatul pentru numărul 2. Multe cărți, prea multe. Extraordinar. Și acestea sunt multe, dar au legătură. Deci, ce spuneam? În primul și în primul rând, arată ceea ce trebuie să fie văzut. Valetul de cupe. Arată cuiva că simți, că te simți singur, eventual. Arată cuiva, nu știu cui, voi știți. Trebuie să te detoxifici de energia aici, este de energia negativă, de trădări. Ce mai zice? Să-ți clarifici mintea cu regele de spade. Vă clarificați mintea. Și ce mai zice? Ce frumos, trust all will be well. Aici să aveți încredere. Să aveți încredere, magicianul, dragii mei, poate să aibă toate elementele din lume, la cele patru, dacă n-are credință. Dacă n-are credință al cincilea element, nu poate să facă nimic. Și uitați, credința revine aici. În adevăr, trebuie să ai credință. Frumoasă etalare. Frumoasă etalare. Adică se termină totuși cu bine. Ia uite. Mai! Eliberează-te de blocaje. Blocajele sunt aici. Aici. Eliberează-te de blocaje. Frumoase cărți, dragii mei. Sper că veți medita. Veți medita. Aș vrea totuși, ia, stați un pic, nu plecați. Aș vrea un pic, ia să mai pun o carte pe acești 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. Pentru numărul 2. 5 de cupe. Hai. Și forma închide talare, da? Mai. De două ori. De extraordinară regina de spade. Trebuie să vă separați de cineva. Regele și regina de spade. Da, poate că e un cuplu care a fost prea rece. Are trebuie să se separe. Regina de spade reprezintă pentru mine cineva care divorțează. Notăriță, judecătoreasă, în fine, dar regina de spade invită la discuție, uite, cineva vă invită la discuție și trebuie să exprimați și gândurile, dar și emoțiile. Să spuneți, dacă sunteți supărați, triști, spuneți ca să fiți înțeleși, pentru că nu toată lumea poate manifesta telepatie să vă ghicească gândurile, da? Eventual voi veți putea cu toate situațiile acestea neplăcute prin care treceți, cred că deja treceți unii dintre voi, veți putea manifesta acest rege de spade și regina de spade. E o manifestare mentală, că tot am văzut magicianul și asul de spade. Veți invita la discuție eventual pe cei care v-au programat, v-au ținut în niște situații neplăcute și vă veți elibera. Veți spune gata. Gata, am plâns prea mult, am suferit prea mult, nu mai stau, nu mai vreau să stau în acest trei de cupe, să stau să regret tot timpul că, sau să-mi fie teamă că mă lași singură sau singur, că mă trădezi, da? Gata, vreau să pun în capăt. Și în momentul în care faceți această discuție și exprimați, manifestați regele de spade. Eventual intrați în adevăr, în niște principii înalte. Și manifestând aceste energii, regele și regina de spade, vă veți atrage oameni care vă pot vindeca această rană, dar va trebui să-i și primiți.
Și data viitoare, când va fi, să exprimați și voi, să nu țineți în voi toată această experiență. Că multă lume ține în trecut suferința și traumele trecutului se manifestă în relațiile viitoare. Ce frumos, nu vedeți? La capătul setului de cărți, tot am zis 10 de bâte, uitați, 10 de bâte apare, da? Vă eliberați de această situație epuizantă în care sunteți și manifestați adevărul, vindecarea, o nouă direcție, eventual întâlnirea cu sufletul pereche. Și artificii vor fi când vă veți întâlni. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și analizați un pic. Da? Vedeți că nu se poate să înțelegeți chiar toată etalarea acum. Foarte mult veți înțelege eventual la sfârșitul ianuarie sau pe parcursul lunii. Pentru că sunt lucruri care de-aia le și ascultăm, pentru că vrem să vedem ce va urma, nu? Hai să vedem. Cei care ați ales... Stai să iau cărțile. Cei care ați ales numărul 3. Dragii mei, cei care ați ales numărul 3. Interesant. Ați ales niște cărți verzi. Vreți bănuți sau vreți dragoste? Că verde reprezintă și bani, reprezintă și chakra a 5-a. A inimii și a vindecării. Da? Reprezintă bani, dragoste sau vindecare. Wow, da! Le puteți avea pe toate. Dacă acționați în echilibru. Numărul 11. 11 ține de justiție, evident. De karmă. Trebuie să fiți în echilibru, asta e clar. Să vă schimbați energia, interesant. Să vă schimbați energia și să manifestați 11 și 22, poate acesta să vă spună ceva. Și să intrați în intenție, în acel cuvânt magic, acel gând frumos, echilibrat, că vorbim de acțiuni echilibrate, gând echilibrat, cuvânt frumos și puternic, care poate să manifeste un nou univers, oul, da? Un nou univers. Hai să vedem ce aveți. Cei care ați ales numărul 3. Am văzut regina de apă, emoții. Numărul 3, ianuarie 2022. Ia ca așa, 2022. Ceea ce spuneți acum se poate manifesta în viitor. Și puteți crea dimensiuni multiple. Depinde de voi. Depinde de voi. Dar uneori e bine să fim clari. Cu cât mai multe dimensiuni, cu atât uneori e mai greu. Iac. Central, 2 de cupe. Suflet pereche. Vă simțiți conectați la o anumită persoană? 2, începeți și voi cu 2, da? Și începeți cu 2, cu 22 și cu 11, numere repetitive, numere puternice, magice și 2 de cupe. Probabil că aveți în suflet pe cineva foarte, foarte drag. Ia uite și artificii. Dar provocarea este 7 de aer. Să nu vă mințiți, să nu purtați măști, în ce sens? Să arătați. Aici e provocarea. Arătați că simțiți pentru cineva ceea ce simțiți sau fugiți de dragoste, 7 de aer. Cineva care poartă mască. Dar în trecut, valetul de foc, în trecut, ați simțit atracție față de acest personaj și probabil ați fugit. Sau poate au fugit ei. Dacă a fost așa mare atracție și această recunoaștere eventual emoțională, posibil unul dintre voi v-ați intimidat. Și asta e, când te intimidezi, fugi cât poți de repede. Nu înseamnă musai că minți. Da, te minți pe tine, că nu e adevărat, că e imposibil să fie atât de intens, dar e intens. În prezent ce aveți? A revenit regina de cupe, am văzut, da?
Am văzut la început, iar apare Regina de Cupe. O dragoste adevărată, o persoană emoțională, de care vă simțiți atrași, dar repet, față de care ori voi ați fugit, ori ei au fugit din cauza emoțiilor foarte intense. Cum țipă copiii? Da, dacă se mai aud copiii cântând sau țipând mai degrabă, ar fi bine să cânte. Țipând, vă dați seama, oamenii se pregătesc de revelion, eu fac etalări. Asta e, va asculta cine, poate e singur sau n-are ce face. Regina de Cupe, puteți să fiți voi iertători față de cei care au fugit, să înțelegeți cum v-am explicat eu, că poate s-au intimidat pur și simplu sau nu le-a venit să creadă că între voi poate să fie o înțelegere atât de profundă, că poate să fie o pasiune atât de mare, că poate să fie o magie atât de spectaculoasă, să zic, să nu repet, magie, magie. Interesant. Sfatul este mesagerul de aer. Mesagerul e un cavaler, da? Cavalerul de aer este sfatul. Ce ar trebui să faci? Să comunicați. Da? Să nu fugiți, ci să comunicați. Să spuneți adevărul, pentru că șapte de aer, tocmai pentru că poartă măști și fuge, nu are cum să manifeste adevărul, da? De acest motiv este considerat ca incorrect, da? De-aia vi se zice de la început. Fiți corect sau acționați în echilibru. Dom'le, simțiți ceva? Spuneți. Chiar și în câteva cuvinte, dacă nu puteți în prea mult, adică spuneți. Ce vă influențează șapte de cupe, iar emoțiile cuiva, visați la această persoană. Visați la această persoană. E o persoană care probabil e visătoare, e creativă, n-aș vrea să folosesc cuvântul, a seduce, vă atrage într-o lume magică, mirifică, dar pe care poate n-ați mai simțit-o până acum. E un șapte de cupe. Dintre toate opțiunile pe care le aveți, aceasta este cea mai cea, dintr-un anumit punct de vedere. Ce vă doriți? Oho, regele de foc, să fiți voi pasionați. Uitați, păi dacă vă doriți să exprimați această pasiune, exprimați-o. Cavalerul de, mesagerul de aer, exprimare, da? Exprimați atracția pe care o simțiți. Arătați-vă parte din sufletul ăsta. Eu întotdeauna consider că focul, când trebuie exprimat, exprimă, așa simt. Ar trebui să vină și cu o cantitate de apă, în ideea că dacă vreți să fie lucrurile în echilibru, apropo de balanț, de necesitatea unei balanțe, da? Adică focul, dacă n-are un pic de apă, s-ar putea să ardă. Dacă vreți să exprimați parte din pasiunea asta, trebuie să o exprimați și emoțional și un pic mental. Altfel, doar foc s-ar putea, pentru că e și rege, s-ar putea să ardă, să consumă, să fie prea intensă. Și pentru voi și pentru ei. Pentru unii ar putea să fie două persoane, dar nu prea cred, pentru că doi de cupe înseamnă suflete perechi. Și atunci eu simt că este. Simt că este. Sunt două manifestări, emoțională și fizică, a ceea ce simțiți față de o persoană. Vreți să fiți puternici pentru ei, pentru Regina de Cupe, sau vreți să fiți emoțional pentru Regele de Foc. Vedeți, acum depinde cum sunteți, femei, bărbați. Dar, deci n-ar merge foc cu apă? Pentru că sunt în echilibru, într-o formă sau alta. Dacă acționează în echilibru, poți să funcționeze ok. Ce reușiți să faceți? Lumea, interesant. Să creați o nouă lume? Să începeți un nou capitol? Să vă deschideți, interesant, vă deschideți sufletul și să comunicați? Și în momentul în care comunicați, începeți să creați, intrați în creație. Dacă cineva a fugit și n-a exprimat toate aceste sentimente și atracții ce aveți voi față de cineva, posibil lumea a fost din cauza că a fost distanță între voi. Și a trebuit să plecați și ați preferat să plecați fără să spuneți voi sau ei. Zic de nu știu doar voi sau ei, pentru că variază.
Dar această lume înseamnă încheierea unui capitol. Ori veniți mai aproape, ori vine mai aproape, mesagerul călătorește. Mesagerul călătorește și atunci comunicarea cuiva și venirea, intrarea cuiva în viața voastră ar putea să vă ajute să începeți un nou capitol în această poveste. La capătul setului de cărți, 9 de foc și 8 de pământ. Da, s-au amânat spânzuratul, împărăteasa și extraordinar. Mai da, foarte rar se întâmplă așa ceva, fantastic. Împăratul și împărăteasa, unul lângă celălalt și doi de cupe. Am zis că de ce n-ar fi posibil regina de cupe să fie lângă regele de foc? Dar, probabil că asta trebuie să mai manifestați. Unul dintre voi, ca să intrați în această împărăție, sau uniune, trebuie să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. A, că semnele de foc se înțeleg doar bine doar cu cele de aer. Hai mă, lași. De unde? Sau semnele de apă doar cu cele de aer. De unde? Cine spune? Eu confirm că nu mă înțeleg tot timpul cu cele, cu cei din aceeași zodie sau din zodiile care, eu știu, sunt trigon cu zodia mea. Dar aici este o nouă perspectivă. Cum puteți să munciți 8 de monede și să stați în picioare în această poveste de dragoste foarte specială? Foarte specială. Sunteți suflete perechi, dar dacă fugiți, n-aveți cum să stați în picioare. Aici este provocare. 7 de aer, dacă nu exprimați, dacă nu arătați. Ce foarte frumos este că și regina de cupe și regele de foc sunt printre cei mai expresivi. Regina de cupe, în general, exprimă prin emoții și eventual prin facies. Regele de foc prin acțiuni, prin gesturi. N-ai cum să nu-ți dai seama nici la unul, nici la celălalt. N-ai cum să nu-ți dai seama când te iubește unul sau când are o problemă. Când are o problemă. Da? Deci, până la urmă, totul e o chestiune de schimbare de perspectivă, schimbare de energie. Ia, deci puteți să construiți lucruri magice împreună dacă vă încurajați. Trebuie să vă încurajați. Poate că sunteți diferiți, dar sunteți diferiți tocmai ca să creați ceva special. Palat de aur pentru un împărat și o împărăteasă, da? Am zis de câteva ori până acum. Trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și voi și ei. Poate că munca a fost un blocaj în relația cu voi. A trebuit să munciți, să vă găsiți echilibru financiar, dar gata. Dacă munciți prea mult, intrați în dezechilibru și atunci, ca să păstrați echilibru, începeți să exprimați parte din ceea ce simțiți. Da? Repet, mesagerul de aer spune adevărul e principal. Luptă pentru dreptate, 7 de aer, fuge. Fuge de adevăr pentru că e prea intens. Și care e adevărul? Că e dragoste. Și că se poate. Se poate construi o nouă lume. Interesant că aveți numărul 21 și intrăm în 22. Lăsați, lăsați lumea veche și principiile vechi și preconcepțiile. Se poate. Ce vă doriți? Regele de foc, am zis de nu știu câte ori, este creativ. Vă doriți să fiți creativi. Nu-i dă ce de cărți. Extraordinar ce a venit. Go wild. Ia uitați, vă doriți pasiune? Vă doriți? Va veni. Va veni probabil într-un mod neașteptat, ca un vis
variază de la om la om, cum va veni, dar va veni. Dar ca să vă bucurați de pasiune și voi trebuie să fiți un pic, da? Nu să fugiți de ea. 7 de aer. Ideea este că dacă cineva v-a mințit, lăsați în pace, poate acești 7 de aer să țină de trecut. Dar eu simt că este și auto-sabotaj. Acel moment în care ne păcălim. Nu, stai, că nu e chiar așa. Nu, de fapt, nu sunt chiar atât de îndrăgostită. De fapt, îmi place, e fain. E fain cine e în fața mea, da? Da, poate că totuși nu e chiar potrivit pentru mine și atunci începe nesiguranța și fugim de adevăr, de realitate, că de fapt voi doi sunteți foarte potriviți împreună, chiar dacă sunteți diferiți și trebuie să fiu un pic mai impulsiv, mai sălbatic, mai îndrăzneț. Și mesagerul de aer este printre cei mai sălbatici. În ce sens? Sălbatici, cei mai rapizi. Dacă de fapt sălbăticiunea asta, prin ce se manifestă, dacă nu și printr-o impulsivitate. Poate să fie și mental, și verbal, dar și de acțiune. Și atunci, ca să vă bucurați de pasiunea pe care o doriți, eventual din partea altora trebuie să fiți și voi un pic, nu? Un pic, măcar din când în când. Și poate nu doar un pic, poate trebuie să fiți mai mult. Știți voi. Știți voi mai bine care sunteți și cum sunteți. Da, poate că trebuie să o luați pe sus, să o luați în brațe, să o sărutați și eu știu ce. Sau să-i scrieți sau să vă întâlniți cu domnul, cu doamna, cu cine vreți voi și să... Nu știu exact, pentru că variază. Nu pot să dau sfaturi pentru fiecare în parte, dar cărțile vă arată. Niște mesaje, interpretați-le, gândiți-vă, aveți timp o lună de zile, eventual în fiecare zi, să vedeți ce înseamnă acel go wild. Fii nebun, sări în sus, de bucurie, învârtă-te. Eu acum nu pot, dar abia aștept când o să mă simt bine să mă învârt. Mie îmi place să mă învârt. Da, la capătul setului de cărți. Take a reality check. Verifică un pic realitatea în care trăiești. În ce sens? Poate că e bine un pic să vă păstrați și terenul sub picioare, că s-ar putea, așa am senzația, da. Această e o poveste de dragoste care vă ia pe sus, vă duce în dimensiuni magice. Păstrați-vă un pic și picioare pe pământ, da? Pentru că aveți un 7 de cupe care vă creează confuzie, fantezie, imaginație. Dar păstrați un pic conexiunea și cu realitatea aceasta. Cam atât. Măi, eu sper că v-a plăcut. E noaptea Revelionului și uite, fac etalări că n-am putut până acum. Dar mă bucur că sunt mai bine și sper să ne auzim cât mai curând, adică chiar de mâine, cu etalările pe zodii. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, la mulți ani pentru anul 2022. Și să vă distrați fain în seara asta, care cum poate. Numai bine, ciao, ciao!